Primarul Daniel Dimulescu a vrut să dea o notă aparte comunei pe care o conduce, cum localitatea Mădular este celebră pentru exploatările de petrol și gaze naturale, dar și pentru incendiul care a durat câteva săptămâni în anul 1980. Șeful executivului local s-a decis să aducă aminte de aceste aspecte, motiv pentru care la intrările în comună a fost postată câte o sondă stilizată. Am schimbat intrările în comuna Mădular, am pus simbolul sondei, activează pe raza comunei Mădulari, au beneficii, are și comuna un pic de beneficii după urma acestor foraje și exploatării de gaze naturale și țiței. Și noi am gândit, n-a fost impus nici de petrol de nimeni, noi am zis, domnule, dacă tot se exploatează gaze și petrol în comuna Mădulari, să punem și simbolul, deci la simbolul sondelor sau al petrolului. Nu ne-a impus nimeni, n-a fost o inițiativă a noastră, a colegilor, a toată lumea, haide să le schimbăm, să le schimbăm, să dăm altceva la intrare. Și nu numai că am pus intrările în comuna Mădular frumoase cu petrol, am făcut și curățenie, dacă cum ați observat. Cred că în județul Vâlcea, dar suntem în județul Vâlcea, suntem unicat, nu știm dacă au vecini la Doj, la Gorj, dar noi chiar suntem unicat, nu are nimeni simbolul forajului sau al extracției. De fapt, arată asundă de extracție panoul de intrare în comună. Ideea de a prezenta un semn distinctiv din cartea de vizită a localității la intrarea în unitatea administrativ-teritorială a mai fost solicitată de Primăria Drăgășan și Primăria Ionești. În primul caz, strugurele a fost simbolul reprezentativ, în timp ce, în cazul al doilea, mărul a fost postat la mare cinste.